dimineața aceasta. Aici și în fiecare inimă, în inimile noastre, slăvit să fie Domnul. Amin. Acolo unde ești, la strângerea snopilor sau în câmpul Evangheliei, în cea referire Daniel, acolo unde ești, aș vrea în dimineața aceasta împreună cu mine să ne unim cu împăratul David, să zicem, Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale rea. Haideți să-l analizăm puțin pe Pavel, să intrăm noi acolo să vedem de ce a trebuit Domnul să zică om cu inima după inima mea. Nu știa David pe ce cale e? Nu știa că e penticostal? Vă provoc în dimineața aceasta. Doamne, cercetează-mă și vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea mântuirii. Doamne, fiecare dintre noi suntem ca David. David a fost ca noi. Fiecare om este chemat de Dumnezeu să intre în familia lui acolo. Ferice de aceea în a căror inimă locuiește încrederea. Aceștia când străbat valea umbrei morții, o prefac într-un pământ plin de izvoare. Doamne, ce bine ar fi ca de câte ori mă întâlnesc cu fratele Dorel, cu fratele Nicolae, cu fratele Daniel, cu fiecare dintre voi, când m-o depărta de acolo, Doamne, ce binecuvântare a fost omul ăsta pentru mine în dimineața aceasta. De ce? M-a ridicat din starea în care eu eram. Dumnezeu prin el, Dumnezeu din el, pe mine m-a ridicat puțin. Vau, ce bine e! Dacă nu mă întâlneam cu el, aveam măzăria. O zi proastă. Facă-ne Dumnezeu izvoare pentru ceilalți. Amin. Binecuvântări unii pentru ceilalți. Domnul să vă binecuvinteze în dimineața aceasta. Aș fi vrut să am un mesaj în dimineața aceasta la rugăciune. Ce bine e când mergi în fiecare zi la casa Domnului atunci când este program. Am găsit aici, așa mi s-a lipit de inimă, o posibilitate de a avea un motiv. Ca de câte ori ești în preasma unei biserici, de câte ori ești în preasma unui loc unde frații se strâng, să nu neglijezi lucrul acesta. Oricum s-ar numi biserica aia, ori a cui ar fi, oricine ar fi, că noi obișnuim să spunem, la fratele Daniel, la fratele celălalt, la fratele Dani Sungiu, sau, mă rog, între noi deja se înfilipează un fel de a cui biserica aia. Doamne, fă-ne să înțelegem cu toții, locurile de întâlnire sunt locuri de întâlnire cu Domnul. Locurile unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, este Dumnezeu prezent acolo. Că prin cine Dumnezeu rezolvă aceste lucruri, că le rezolvă pentru noi până la urmă. Că îl sacrifică pe Daniel, că îl sacrifică pe celălalt Daniel, sau nu știu pe care. Că îl ia și lui se pare, probabil, sau noi înțelegem greșit lucrul acesta. Domnul să ne binecuvânteze cu o inimă bună în dimineața aceasta. Să înțelegem că fiecare loc de întâlnire este pregătit de Domnul pentru noi. Și acolo avem posibilitatea să simțim unii cu alții, să ne facem mădulare unii altora și împreună Dumnezeu ne ascultă cererile și rugăciunea. Domnul să fie mărit în dimineața aceasta. Pentru că Biblia, aveam motivul acesta, este cartea lui Dumnezeu, cuvântul său, revelația sa, în ea profețiile se împlinesc. Promisiunile lui devin experiențe, pedepsele lui produc perfecțiune, cuvintele lui produc vieți schimbate și supuse. Biblia prezintă observațiile lui Dumnezeu privind călătoria nesigură a omenirii din noua grădina Edenului spre un cer nou și un pământ nou. Slăvit să fie Domnul! Amen. Este singura realitate pe care a scris-o martorul ocular al tronului ceresc. În ea oamenii, ca oamenii să o cerceteze și să o înțeleagă. Cartea aceasta ne spune că dragostea lui este fără asemănare, judecățile lui sunt fără greșeală. Mila lui este copleșitoare. Duhul lui este la îndemâna noastră. Slăvit să fie numele lui. Aș vrea să citesc în sensul acesta câteva versete, mai bine zis, 7 versete din Psalmul 78. Și Domnul să ne asculte rugăciunea în dimineața aceasta. Vă rog să vă ridicați în picioare, dăm ascultare la 7 versete din Psalmul 78, după care ne vom pleca pe genunchi și îi vom face Domnului mărturisirea, fiecare personal. Îi aducem Domnului inima, îi deschidem inima așa cum e. Depinde de fiecare dintre noi. Cât deschidem, ce îi mărturisim Domnului, ca Domnul să primească această mărturisire, Domnul să ne binecuvinteze. Ascultă, poporul meu, învățăturile mele.
Luați aminte la cuvintele gurii mele, îmi deschid gura și vorbesc în pilde, vestesc înțelepciunea vremurilor străvechi, ce am auzit, ce știm, ce ne-au povestit părinții noștri. Nu vom ascunde de copiii lor, ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui și minunile Lui pe care le-a făcut. El a pus o mărturie în Iacov, a dat o lege în Israel și a poruncit părinților noștri să-și învețe în ea copiii, ca să fie cunoscută de cei ce vor veni după ei, de copiii care se vor naște și care când se vor face mari vor să vorbească despre ea copiilor lor, pentru ca aceștia să-și pună încrederea în Dumnezeu, să nu uite lucrările lui Dumnezeu și să păzească poruncile lui. Amin. Ne plecăm pe